O femeie își ia un job de vară într-un sat îndepărtat pentru a-și găsi liniștea, fără să știe că oamenii vor mai mult de la ea decât abilitățile ei profesionale. Un bărbat cu glugă se plimbă printr-o pădure și ajunge în curând pe un drum unde îl așteaptă un autobuz. După ce l-a văzut, șoferul se îndreaptă în vehicul și împreună pleacă. În altă parte, Irina aruncă obiecte din apartamentul ei. De asemenea, află că nu a fost acceptată la jobul de vară la care a aplicat. A doua zi, profesorul ei observă că Irina nu se poate concentra, așa că o sună și o întreabă care sunt costurile de producție. Cu amărăciune, ea susține că nu-i pasă, deoarece companiile se concentrează mai mult pe costuri decât pe fericirea oamenilor. Ea crede că societatea lor le fură libertatea cu promisiunea de a se bucura de ultimele lor respirații ca pensionari, fără a garanta că vor supraviețui atât de mult. Dezordinea ei pune tensiune în clasa lor. Mai târziu, prietena Irinei, Mia, îi spune să nu se mai învinuiască pentru nenorocirile ei. În schimb, ar trebui să se concentreze pe jobul ei de vară, dar Irina dezvăluie că compania a refuzat-o și și-a dat afară fostul iubit, așa că trebuie să găsească o altă modalitate de a plăti chiria. După școală, Irina merge la jogging, fără să știe că un străin o urmărește. Mai târziu o urmărește în apartamentul ei, dar când se uită, el nu mai este acolo. În timp ce Irina face duș, cineva sună la ușă. Când verifică, găsește doar o scrisoare afară. Curând, Irina se urcă în autobuzul care se îndreaptă spre Chirsia, după ce a primit o invitație în sat pentru a scăpa din viața aglomerată. În așteptare, ea vorbește la telefon cu Mia, care crede că vacanța ei este ridicolă. Irina susține că este o slujbă de vară la care va fi mentorată în timp ce lucrează la un producător de textile. În timpul acesteia, străinul se află și el în autobuz privind-o. Irina doarme în timpul călătoriei și se trezește la sosire. Afară, șoferul îl complimentează pe ciudat pentru prada drăguță. Când Irina iese, bărbatul ciudat se prezintă drept Perty. De asemenea, se îndreaptă către Chirsia, care este la 10 km de mers pe jos, așa că cei doi merg împreună. Pe drumul lor, ea exprimă că nu a găsit nimic despre acest loc pe internet. Perty o asigură că nu va merge într-un sat inaccesibil. Au ales să vâneze și să-și cultive hrana pentru a fi prietenoși cu mama natură. Dacă Irina vrea liniște, atunci nu ar trebui să deranjeze natura. În curând ajung în satul unde Maija și fiica ei, Maria, îi întâmpină. Mama împărtășește că și Maria a locuit în oraș, dar s-a întors după ce s-a săturat de lumea mare. Un alt sătean, Siri, o invită pe Irina să mănânce, dar ea cere să-și lase mai întâi lucrurile. Bunica Mariei se plânge că Irina nu știe să se comporte într-un astfel de mediu. Maria o asigură pe bătrână că le vor lua doar câteva minute înainte de a conduce oaspetele în camera lor. Totuși, bunica se plânge că lumea mare nu i-a făcut bine tinerii, dar Siri o asigură că oaspetele lor va învăța. Înăuntru, Maria o duce pe Irina în camera pe care o vor împărți. Ea o sfătuiește pe femeie să asculte de bătrân, deoarece aceștia au trăit mai mult și știu să se comporte. Irina susține că lumea se schimbă constant, dar tovarășul ei susține că acolo nu este așa. Curând, Irina se alătură sătenilor pentru o masă. Înainte de a mânca, bunica face rugăciunea, mulțumind că sunt eliberați de bărbații care își fidează creatorul și de opresiunea lumii. De asemenea, ei mulțumesc oportunității de a trăi ca o familie, deoarece au acceptat că nu au nevoie de ceea ce nu pot face. După masă, Irina se plimbă cu Maria, observând că i-a plăcut cum rugăciunea lor s-a concentrat pe a fi recunoscători față de Isus. Maria comentează că majoritatea oamenilor nu pot aprecia nimic în zilele noastre fără a-și satisface ego-ul. Ea îi face turul Irinei prin sat, o arătând spre o altă casă în care locuiește un bărbat pe nume Mauno, deși ea susține că preferă să fie singur. Maria o duce și la capre, de la care iau lână pentru fabricare. Irinei îi place ideea de a lucra practic în loc să studieze teorii și marketing la școală. Mai târziu, Irina iese când aude zgomote din casa lui Mauno. Asta o înspăimântă, așa că se întoarce în camera ei. Dimineața, Irina își verifică telefonul, dar constată că nu poate primi semnal în sat. În timpul micului dejun, Siri întreabă brusc despre familia ei. Irina spune că părinții i-au divorțat în urmă cu 6 ani pentru că nu se mai iubeau, dar bunica insistă că dragostea nu se termină, doar se schimbă. Irina adaugă că tatăl ei are 2 fii cu noua lui soție, așa că bunica comentează că familia ei trebuie să fie fertilă. Când Irina spune că nu are o relație, Perty le explică bătrânilor că mulți tineri învață înainte de a avea copii, la fel ca și precedenta care și-a luat un loc de muncă acolo, Hana. Curioasă, Irina întreabă de ea, dar Maija spune că nu știe unde se află după ce a plecat. Deoarece jobul ei de vară începe mai târziu în cursul săptămânii, Irina este însărcinată să o ajute pe Perty să adune ciuperci. Înainte de a merge, ea observă o femeie tânără cu un bărbat care leagănă un copil. Perty spune că femeia, Hilja, nu și-a revenit după ce copilul ei s-a bolnăvit. Cele două merg apoi în pădure, unde Perty o învață ce ciuperci sunt otrăvitoare. Deodată, Irina aude un corn în depărtare, iar Perty spune că este de la vânătorii lor. El împărtășește că cornul atrage animalele pentru a le face mai ușor de vânat. Irina își bate joc de ideea de a fermeca animalele înainte de
de a le ucide, dar Perty susține că este mai plin de compasiune. În acea după-amiază, Irina se alătură Mariei în saură, unde însoțitorul îi mărturisește că a părăsit orașul după ce a avut un avort spontan. I-a fost frică să nu fie corupt, așa că s-a întors în sat. Maria a învățat că oamenii din oraș nu pot coexista cu natura, iar Irina este de acord pentru că majoritatea nu apreciază ceea ce este în jurul lor. Maria întreabă apoi de ce Irina a acceptat invitația lor, așa că o recunoaște că trebuie să evadeze și să se gândească mai bine. Începe să dezvolie despre fostul ei iubit, dar Maria o liniștește în timp ce Mauno se entuziasmează de astfel de discuții. Curioasă, Irina întreabă despre Mauno, iar Maria recunoaște că este arătos. Acest lucru o face să creadă că Maria este într-o relație cu el, iar femeia iese în grabă, jenată. În timp ce se întorc, aud mormăii din cabina lui Mauno, așa că Maria îi spune Irinei să meargă singură acasă înainte de a intra în cabină. Tocmai atunci vânătorii se întorc în sfârșit, iar Irina îi vede cum se laudă cu o bucată de raton. Asta o deranjează. A doua zi, Irina visează să fie în pădure, legănând un bebeluș în timp ce vânătorii se apropie de ea, ținând în mână armele. Dintr-o dată, sângele curge din cârpa bebelușului, așa că ea verifică și găsește ratonul mort în brațele ei. În acea dimineață, Irina înoată în iaz, dar găsește doi bărbați care o privesc. Din fericire, o lasă în pace. Între timp, Maija, Siri, Perty și bunica sunt la capela lor. Maija își face griji pentru fiica ei, dar Siri amintește că Maria are de învis un mare păcat. Maija susține că nepotul ei ar fi suferit mai mult dacă ar fi fost încă în viață. Când Siri se îndoiește, mama o provoacă să verifice pe cineva pe nume Inkeri. Brusc, Perty prezice că pasărea lor migratoare va fi obligată să facă ceva, dar un taur o va apăra. Pasărea va alege apoi să plece, iar un urs o va ajuta să decidă. El declară că Irina îi va conduce la schimbare, dar bunica își face griji să invite străinii în sat. Maija o asigură că a învățat să nu vorbească despre bebeluși atât de brusc de când a speriat-o pe Hana. În schimb, o vor avea veseverii să o farmece pe Irina așa cum ea va alege să rămână. Mai târziu, Maria îi o prezintă pe Irina lui Severi și Jalmari, pe care noua venită îi recunoaște drept bărbații care îi priveau în iaz. Schimbând subiectul, Irina se întreabă de ce Perty nu s-a alăturat bărbaților în timpul vânătorilor, așa că Maria îi spune că fiecare are sarcinile lui, cum ar fi ea care învață pe tineri regulile satului. Irina găsește asta ciudat, deoarece nu sunt copii în jur. Bărbații se apropie de ei, iar Severi comentează că se bucură să o vadă pe Irina, deoarece femeile din zilele noastre nu sunt dispuse să facă treaba femeilor. Irina întreabă ce vrea să spună, așa că Jalmari răspunde să facă copii. Rapid, Severi îl lovește pentru că a spus asta. Irina nu este de acord cu asta, dar Severi insistă că este adevărul. Înainte ca lucrurile să escaladeze, Perty îl îndeamnă pe bărbat să o lase în pace. După ce pleacă, Maria își exprimă pasiunea pentru Severi, așa că Irina comentează sarcastic că tovarășul ei ar trebui să se întâlnească cu el. În acea noapte, în timp ce Irina citește în camera lor, se enervează cum se sting lămpile. Maria răspunde că electricitatea lor nu este constantă acolo, dar electricianul lor face tot posibilul. Când Irina încă se plânge că nu este suficient, Maria se întreabă ce fac ei în oraș când se confruntă cu probleme. Irina notează că se educă și se motivează, dar când cineva nu-și poate face treaba bine, găsește pe altcineva care poate. Maria crede că se vor descurca bine dacă își iubesc munca, dar tovarășul ei susține că celor mai mulți oameni nu le place ceea ce fac pentru a-și câștiga existența. Invitata se plânge de oamenii care se așteaptă ca societatea să-i asigure, deoarece crede că fiecare este responsabil pentru el însuși. Acest lucru o face pe Maria să întrebe despre cei care nu pot supraviețui fără ajutor. Irina lămurește că există tratamente pentru starea lor, dar dacă nu se pot recupera, sunt internați ca să nu se plimbe printre ceilalți. Mai târziu în acea seară, Irina visează la o tânără cu fața palidă și cu un ochi lipsă. O urmează până la pod unde femeia se prezintă drept Kertu. Ea arată spre hambarul din apropiere unde se află mama ei și o roagă pe Irina să o ajute. Kertu atinge apoi obrajii celelalte femei și se întinde brusc în jurul gâtului ei, amenințând că o va ucide așa cum a făcut-o mama ei dacă nu o ajută. A doua zi, Irina observă că Severi și Jalmari ies din hambar unde Kertu a spus că este mama ei, așa că se strecoară înăuntru. Înăuntru găsește locul gol. Cei doi bărbați se întorc brusc, așa că Irina îl întreabă unde este Kertu, mama ei. Bărbații râd când dezvăluie că Kertu este moartă, dar ea nu a mers mai departe din cauza unor lucruri nerezolvate. Severi adaugă că Kertu s-a necat după ce mama ei se sătura de ea, așa că sufletul ei vrea să-i dea mamei o lecție. Fără descurajare, Irina întreabă unde este mama lui Kertu, dar Severi o încolțește. Din fericire, Siri intervine pentru a o duce pe Irina la jobul ei de vară. Mai târziu, femeile încep să înfășoare pompoane, despre care Irina crede că este o activitate potrivită pentru grădinițe și pacienții din instituțiile psihice. Siri observă că munca lor este prețioasă, deoarece leagă firele așa cum natura leagă bărbații și femeile. Acest lucru le determină pe femei și pe Perty să scandeze despre credința lor că dragostea născută în acest sat leagă sufletul de pământul său drept. Înfiorată, Irina pleacă în furtună, în timp ce ceilalți o urmează. Irina îi numește proști pentru că au crezut că și-ar petrece vara făcând pompoane. În timp ce răbufnește, nu observă zgomotul din hambarul lui Mauno. Deodată, cineva iese din cabină, iar Irina este șocată
șocată să-l întâlnească în sfârșit pe Mauno, care o abordează în timp ce ceilalți doar privesc. Severi și Jalmari sosesc și le îndepărtează pe Mauno de oaspetele lor. Speriată, Irina se tărăște până la securea pe care Severi a lăsat-o, dar Mauno se eliberează de bărbați și o apucă din nou. În timp ce bărbatul încearcă să-i scoată hainele, Maria îi atrage atenția dezvăluindu-i adevăratele intenții. Mauno urmărește pe Maria în timp ce Irina zguduită plânge. Maija spune că Mauno a fost un copil puternic, așa că le-a produs electricitatea prin muncă grea. Îl ține ocupat și departe de necazuri. Văzând că nu sunt deranjați de cele întâmplate, Irina îi numește bolnav și decide să plece. Totuși, Perti dezvăluie că următorul autobuz nu pleacă până mâine, așa că Irina nu are de ales decât să aștepte. Mai târziu, Maria o găsește pe Irina încercând să-și folosească din nou telefonul, dar fără noroc. Îi dă ceai, dar Irina îi cere să o lase în pace. Când Maria constată că nu-i lasă pe cei triși să fie singuri, femeia sublinează sarcastic că ei închid în schimb persoanele cu dizabilități mentale. Maria îi amintește că bărbații sunt îngrozitori în oraș, dar Irina încă vrea să meargă acasă. În timp ce se întorc spre casă, îl găsesc pe Severi și Jalmari cum luptă pe pământ. Văzând asta, Irina se întreabă dacă sunt iubiți secreți, dar Maria apără că se iubesc doar pentru că sunt toți o familie. Odată Irina se simte amețită în timp ce sătenii se adună în jurul ei, inclusiv șoferul de autobuz. După ce a amestecat ceva în ceai, Maria o ține pe Irina promițându-i că în sat va fi iubită. În cele din urmă, Irina se prăbușește, iar Perti declară că Severi îi va da un copil, astfel încât chersia să aibă din nou un început. Mai târziu, Irina este îmbrăcată în alb, deoarece este forțată să se căsătorească cu Severi. Ea țipă că nu a mers la chersia să se căsătorească, dar Severi îi amintește că a venit la muncă și că treaba unei femei este să aibă copii. Auzind asta, Irina îi numește pe săteni inumani pentru că a forțat-o să facă asta și pentru modul în care îi tratează pe Mauno. Severi se enervează pe comportamentul ei, așa că se apropie de femeie, dar Siri îi reamintește că nu ar trebui să o atingă până când nu se căsătoresc. Severi susține că ar fi trebuit să-și pregătească mireasa până acum, așa că încearcă să o prindă pe Irina. Acest lucru îl face pe Siri să lovească peste cap, ceea ce îi face pe toți ceilalți din cameră să stea în picioare. Reamintindu-și predicția lui Perti despre taurul care apără pasărea, Siri își dă seama că tocmai a făcut asta pentru Irina. Prin urmare, femeia mai tânără trebuie să aleagă să rămână sau să plece. Din această cauză i-a dat drumul, așa că Irina fuge trecând pe lângă Hilja, al cărei copil este de fapt o păpușă. În timp ce Severi strigă de furie, Irina și-a cardiganul afară, apoi o găsește pe Maria curățându-se de sânge în timp ce Mauno este înlănțuit lângă ea. Îngrozită, femeia fuge în pădure. Fără încălțăminte, Irina se grăbește în timp ce Severi și prietenii lui o caută. După ce a ajuns departe, Irina își găsește telefonul în cardigan și încearcă să cheme ajutor. Cu toate acestea, aude pe Severi apropiindu-se, așa că fuge. În timp ce o vânează, Jalmari îl tachinează pe Severi că nu și-a luat mireasa pentru că nu se roagă. Severi lovește pe prietenul său pentru asta, așa cum ceilalți bărbați raportează unde se îndreaptă Irina. În altă parte, femeia este lovită de o siluetă cu glugă. În timp ce este inconștientă, visează sătenii care privesc cum Mauno ucide o altă Irina. Când se trezește, găsește o femeie oarbă care crede că este Hana. Irina realizează că femeia este mama lui Kertu, Incheri, căreia i-au fost scoși ochii și puși într-un borcan la gât. Irina întreabă dacă și-a ucis fica, așa că Incheri apără că Kertu s-a născut cu multe anomalii, pe care le-au acceptat până când ea a început să le slăbească stilul de viață. Kertu a primit idei după ce Maria s-a întors și a învățat despre societate. S-a ajuns la un punct în care Kertu a vrut doar să-și îmbunătățească satul, dar nu i-a păsat de ei, așa că Incheri a făcut ce trebuia. Cu toate acestea, sătenii au crezut că este greșit să-i rosească viața așa cum a făcut-o ea. Deodată îi aud pe Jalmari și pe Severin apropiere, așa că Irina minte că este Hana, iar sătenii o acuză că a ascuns noua mireasa lui Severi. Când Incheri susține că nu-i vor face rău, Irina promite că o va ajuta pe femeie să se întoarcă în sat dacă o ajută. În cele din urmă, bărbații sosesc și spun lui Incheri că Irina ar putea trimite poliția la Chirsia. Incheri susține că Irina nu a fost acolo, apoi îl roagă pe Severi să o ducă înapoi acasă. Ea insistă că fica ei a vrut să distrugă satul, dar bărbații refuză, deoarece natura nu i-a mâncat ochii. Ei cred că ochii sunt fereastră către suflet, prin urmare, dacă natura nu vrea să le consume pe a ei, atunci ea este încă impură. Pentru a-și dovedi valoarea, Incheri își lasă pe pământ globii oculari, de care se apropie o rozătoare. Cu toate acestea, nu îi mănâncă, așa că bărbații pleacă. Rozătoarea se urcă pe mâna Irinei, care se ascunde în cortul lui Incheri. Acest lucru o face să tresară, iar bărbații aud. Înainte să poată investiga, Incheri își mănâncă proprii ochi pentru a dovedi că natura încă o poate ierta. Dezgustat, Severi doar îi ordonă femeii să o aducă pe Irina înapoi, apoi vor discuta dacă poate fi primită acasă. După ce pleacă, Incheri insistă să o găsească pe Irina, neștiind că deja vorbește cu ea. Irina se întreabă de ce ar ajuta pe săteni, așa că Incheri insistă că va fi iertată pentru că ei o iubesc. Irina întreabă apoi ce se va întâmpla cu mireasa lui Severi, după ce îi va dărui un copil, așa că Incheri presupune că îi vor tăia limba, ca să nu poată raporta sătenilor. Făcându-și o idee, Irina sugerează că mireasa se va îndrepta spre drum, așa că Incheri acceptă să o ducă
ducă acolo pentru a o găsi pe femeie. Deodată, telefonul Irinei sună, este Mia. Ea răspunde la apel în timp ce se preface că este Hana și enumeră ce s-a întâmplat cu ea în Kirsia. Acest lucru nu o păcălește însă pe Inkeri, așa că se apropie de femeia speriată, dându-și seama cine este. Mia, confuză, devine suspicioasă de ceea ce se întâmplă exact când Inkeri o apucă pe Irina și îi taie limba.